Bună seara! Bună seara, bună seara, bună seara! Mulțumesc, știu că este duminică și vă mulțumesc că sunteți aici, mai ales că este luna de vacanță, de concedii. Recunoscătoare vă sunt. Și tuturor celor care ați fost azi noapte cu mine, vă mulțumesc cu recunoștință și Dumnezeu să vă răsplătească pentru efort. Așa cum știți, acest post binecuvântat al Adormirii Maicii Domnului l-am dedicat în mod special pentru sufletelul nostru. O să-l întâlniți în cărți SN, SNEU. Este structură noesică, structură nemuritoare, substanță nemuritoare, noesică. Este vorba despre sufletel. Când o să vedeți SN, SNEU, o să fie, este vorba despre sufletelul nostru. Este un termen radiestezic. Este o prescurtare și ne ajută foarte mult în momentul în care lucrăm sau citim pur și simplu. SNEU adăugat malefic. Ce înseamnă? Este suflet luat de suflet de la animale și încărcat cu programe negative și pus pe sufletul nostru, adăugat sufletului nostru. Este foarte important, tot ce avem pe sufletel se manifestă, indiferent că este sufletelul nostru sau de o găină sau cine știe ce animăluț. Nu are importanță ceea ce se face, are importanță ceea ce facem ca să dezlegăm, să învățăm, să ne eliberăm noi singuri. Dacă noi răspundem cu aceeași monedă, nu suntem mai buni cu nimic. Suntem la fel de răi și de patetici. Important este, noi suntem buni și învățăm să ne eliberăm. Prin curățarea sufletului, cu Reiki sau cu Sfânta Cruce, nu contează. Sau chiar și cei care nu cred nici în Reiki, deși Reiki se adresează indiferent de religie, chiar și ateii, toată lumea are acces la energia universală. Toată lumea, indiferent crede, nu crede, are acces prin inițiere, bineînțeles. Chiar și cei care nu cred, prin simpla vizualizare, își dezleagă sufletul. Toți avem arme ca să, și posibilități să ne dezlegăm și să ne curățăm și să anihilăm programele noastre negative. Pur și simplu, nu crezi, mă, e dreptul tău să nu crezi. Asta înseamnă că mai și rămâi puțin fără protecția lui Dumnezeu, dar este dreptul tău să nu crezi. Ok, punct. Poți să-ți imaginezi că iei un fir de lumină din oceanul infinit de lumină și ți-l aduci pe suflet. Prin simpla vizualizare. Îți trebuie puțină concentrare sau nu? Dacă ai fost budist în altă viață, o să-ți fie foarte ușor. Budiștii lucrează foarte mult cu mintea, cu energiile și vin cu bagajul informațional și cu niște valori, niște parametri radiestezici fabuloși. Deci chiar am trăit zilele acestea o experiență, mi-a trimis Dumnezeu două minunății, doi frați, unul budist, unul creștin, suflete enorme, spirite enorme, dar niște diferențe de parametri, că am zis, wow, nu se poate. Budistul, fericire. Deci numai când am făcut meditația în inimă, mi-a zis, da, vă rog frumos, vreau să mai stau, că e atât de frumos. Nici, deci din secunda a doi nu mai vrea să mai plece de acolo. Creștinul, împovărat cum suntem toți, de programe de culpă, de frici și de toate celelalte, abia vedem, pentru că suntem blocați. Asta nu înseamnă, deci amândoi sunt enormi, dar vreau să spun ce înseamnă programele negative. Vă rog mult de tot, repet, să urmăriți în internet dezlegarea sufletului de Ovidiu Dragoș Argeșanu și săptămâna această săptămână următoare o să dedic special pentru importanța sufletului. Este, căutați în YouTube și să ascultați și să fiți atenți despre importanța sufletului. Fără sufletel suntem ca un Ferrari. Imaginați-vă că aveți un Ferrari în curte și n-aveți chei. Și nu puteți să intrați în el. Dar e vostru, pe numele vostru. Plătiți impozit. Deci așa suntem noi fără suflet. Avem ceva care nu ne putem bucura de el. În schimb, poate să vină vecinul cu cheia și să intre. Cel care ți-a sufletul se bucură de darurile tale și de harurile tale. E corect? Totul e permis conform voinței presente prin primordiale. Poate fi o plată karmică, poate fi o lecție. Și sunt îngeri întrupați care nu vor să facă nimic.
sunt supărați pe Dumnezeu și nici măcar nu vor să se apere. Și atunci nu vor să accepte. Și pun mânuțele aripioarele la ochișor și nu vor să accepte realitatea de aici, care e foarte dură. Aici se minte, se fură, se. Și lor nu le place. Este normal. Și nu se acomodează la realitatea de aici. Și atunci stau în bula lor de fericire imaginară, de tristețe, de depresie, fiecare ce alege. Și atunci vin și sunt bubuiți pe toate părțile, da, de adevăratele. Și stau și mă întreb, dar de ce? Pentru că Dumnezeu vrea să învețe, să se trezească la realitatea de aici, să se acomodeze și să învețe să și lupte. Și lupta face parte de Dumnezeu, măcar protecția. Să înveți să-ți iei săbiuță, ești inițiată în Reiki, ai acces la sabia de lumină, îți iei sabia și de aperi. Sau măcar te dezlegi. Totul este cu acord divin. Totul este îngăduit, credeți-mă. Nu se întâmplă nimic fără voia lui Dumnezeu. Și mai este un aspect, mai este unul, că tot m-am gândit, nu întotdeauna este o plată sau o lecție sau ceva. De multe ori Dumnezeu ne lasă liberul arbitru. Și dacă, de exemplu, este un individ care mă atacă pe mine, sau pe, hai să mă dau pe mine exemplu, nu? Și eu mi-am plătit datoriile față de persoana respectivă. Nu mai am nicio... Dumnezeu este îndelung răbdător și îl mai lasă, și îl mai lasă, și mă bubuie, și mă bubuie, și mă bubuie. Până când? Până zang. Deci îngăduie să fiu bubuită, chiar dacă nu ar trebui, pentru că eu oricum știu să mă apăr, știu să mă curăț, știu să mă protejez. Dar îngăduie și să vadă, măi, până unde? Până unde are tupeul să facă rău? Până unde îndrăznește să lovească în astral și să fure și să lege și să vrăjească și să descântece? Mare atenție, că Dumnezeu este îndelung răbdător, dar și când s-a terminat, s-a terminat. Dumnezeu este corect, este bun, este foarte bun, dar este corect. Amintiți-vă. Dumnezeu este bun, dar foarte corect. Am să vă citesc din cartea doamnei Mirela Codilă. Sincer, am tocit-o. Sincer, și o iubesc, o ador. Atâta cazuistică, atât de mult am înțeles, pentru că sunt exemple clare, simple și precise. Și nu este doar pentru cei care vreți să învățați terapie. Este și pentru simpli care sunteți în casă și o să vă identificați cu anumite situații și o să învățați ce aveți de făcut. Foarte simplu. Este extraordinară. Am să vă citesc doar un exemplu simplu. Un caz. Vine la doamna Mirela Codilă, Bianca, și spune, de când am divorțat, parcă sunt blocată. Și spune, soțul meu a depus actele pentru divorț, pentru că eu nu am putut, dar amândoi am fost de acord să divorțăm. Între noi era tensiune mare, nu ne mergea bine, nu ne-am certat, dar parcă ceva s-a rupt între noi. Doamna Mirela se pune și face măsurătorile și descoperă. Sufletul Biancăi era foarte afectat de, pe lângă pierderea de suflet, de seneu, din cauza despărțirii, pentru că atunci când ne despărțim se pierde suflet, dar se recuperează după aceea. Dar are și probleme de magie pe suflet. Aceste probleme de magie au dus la divorț. Programele pe suflet se manifestă. Deci, magia, aceste probleme de magie au dus la divorț. Se pare că ele sunt făcute de cineva cu cunoaștere. Se curăță energia negativă de pe seneul ei, de pe suflet, se anihilează programele de magie, se reîntregește seneul, sufletul, și vedem ce se va întâmpla în viitor. Bianca trebuie să țină post negru de luni sau vineri, să dea liturghii pentru cel puțin 40 de zile la minim 3 mănăstiri și să meargă cât mai des la spovedanie și împărtășanie. Împărtășania reîntregește sufletul. Fetița ei, care a însoțit-o în terapie, are la gât o pentagramă cu vârful în jos, care este simbolul demonului. Mare atenție! Pentagrama cu vârful în jos este simbolul demonului și este adevărat că ea nu știe ce reprezintă, dar asta nu împiedică ca acea pentagramă să o conecteze unde nu trebuia și să-i dea idei care nu ar fi avut nevoie. Absolut tot ne conectează. Un tablou cu un pustiu, cu un peisaj trist, ne conectează. Un tablou cu o cascadă și cu un munte ne relaxează. Tipicul tapet din sufragerie cu peisajul de munte este extraordinar de benefic.
Nu mai spunem dacă punem simbolul Reiki, dacă punem o floare a vieții, Sfântul Nicolae, o icoană. Ne conectează la Sfântul respectiv, se face așa o poartă de lumină și se spune că apare imaginea Sfântului în astral, se vede. Totul conectează, mare atenție, ce bijuterii purtați, de unde le cumpărați, curățați-le, le luați în palme și hai cu crucea. Sau simbolul Reiki și trimiteți lumină cu intenția să se curățe. Mare atenție ce purtați în zona de aici în sus. Este zona, este conexiunea noastră cu Dumnezeu, sunt chakrele superioare. Păi dacă punem ceva programat aici negativ, sau o diademă, sau cercei, bineînțeles că o să ne afecteze și o să ruleze programele din aceste bijuterii. Așa cum v-am spus, orice program pus pe suflet rulează și se manifestă. Această femeie, Bianca, pur și simplu s-a despărțit din cauza vrăjilor. Și a schimbat viața doar pentru că nu a știut și probabil a ajuns prea târziu sau nu știu. Este o logică undeva, dar dacă ea aș fi știut să-și curețe sufletul, nu ajungea să se despartă sau poate avea altă viață. Mare atenție că foarte multă lume știe să pună programe pe sufletele cu o simplă intenție. Pe sufletul tău să fie. Anulează, anulează, anulează. De câte ori n-ai auzit asta? Ia vezi că știe ce face. Sau poate nu știe. Repetă. Dar curăță-ți sufletul. Este sufletul tău, nu permite la nimeni, dar la absolut nimeni să umble la el. Adu-ți-l acasă, curăță-l, vindecă-l. Acolo este tezaurul nostru și o să dăm răspundere pentru fiecare bucățică. Vă rog mult de tot să revedeți încă o dată cei care nu ați reușit dezlegarea sufletului, ca să știți cum să vă dezlegați sufletul, pentru că eu săptămâna asta am să vorbesc despre asta, după care o să dedicăm spre alte activități, ca să spun așa. Dezlegarea sufletului, curățarea de programe, întregirea, vindecarea, pentru că și el are o stare de sănătate și dacă sufletul poate fi legat în cer, pe pământ sau sub pământ, păi vă dați seama, cei care leagă sub pământ, vă dați seama cu ce energie vine sufletelul ăla de acolo, cu ce programe? Și dacă îl puneți necurățat, programele alea încep să ruleze și să se manifeste. Partea mai rea, ca să spun așa, este că odată ce ai un program pe suflet, după un timp ajunge la nivel de sine și acolo iară e și mai, pentru că la sine avem o putere de determinare extraordinară în funcție de vârsta noastră astrală, de puterea noastră și atunci să te ții bine de ce vrei bani și totuși nu ajung la tine. Tu aici în plan fizic, în planul nostru mental, vrem bani, dar la nivel de sine, e simplu. E foarte simplu. Cei care avem probleme în a trăi iubirea în cuplu și suntem, din păcate, vă recomand cu toată dragostea, în data de 15 august, doamna Simona Nițulescu face meditația pentru iubirea, pentru a primi darul divin de iubire în cuplu. Sunt acceptați și bărbați. Câți bărbați nu tânjesc după acest dar? Câte femei nu tânjesc după acest dar? Că suntem de multe ori acolo în casă ca doi străini legați, care suntem acolo zombie, la televizor, ia în bucătărie sau invers, sau meritați să trăiți iubirea în cuplu. Cine are mai multe activități, doamna Simona Nițulescu, intrați pe Bucuria de a fi femeie și acolo are și inițieri cu Sfinții Arhangheli și conectare cu Sfinții Arhangheli. Cine primește inițieri și meditații de conectare cu Sfinții Arhangheli, automat primește gratis meditația de activare a iubirii în cuplu. Deci, ai pentru toate gusturile. Faceți ceva pentru voi, faceți ceva ce vă lipsește. Descoperiți-vă și faceți ceva să vă îmbunătățiți viața, că mașina din curte îți dă o satisfacție, dar e totul trecător. Până la urmă, când o să murim, o să fim întrebați ce am iubit și ce am înțeles. Atât. Și ce am trăit.
Eu nu zic că și casele sunt fabuloase, este extraordinar, dar să nu trecem doar în planul ăsta. Hai să ne mai și iubim, hai să ne mai și respectăm puțin. Și haideți să învățăm cu metode simple, clare și precise. O să vă surprindă. Ta-da! O să facem puțină curățenie în câmpul nostru mental. Cine vrea un pămătuf, perfect. Cine vrea o măturică, dar ceva finuț, ceva frumos, că e creierul nostru. Un aspirator super modern, doar prin simpla imaginație. O să curățăm creierul nostru și câmpul nostru mental, că e plin de tot felul de crocobauri și de idei greșite. Nu nimic, asta este. Ca de obicei, vin spre mine, sunt oglinda mea, sufletele care îmi spun, nu reușesc să țin minte. Nu reușesc să țin minte nimic din ce învăț. Sunt programe de autosabotare și de câte ori n-ai auzit, ești proastă? Anulează, anulează, anulează. Funcționează. De câte ori nu ți-a spus mama, ce știi tu, mucoaso? Anulează, anulează, anulează. Eu nu zic că la toată lumea a avut experiența asta, dar cu siguranță, poate o profesoară, poate o învățătoare, poate o vecină, poate un șef. Am trăit o experiență foarte așa, într-o reuniune, șeful era foarte agitos și una a îndrăznit, o femeie a îndrăznit să se apere. Și a zis, șeful, eu m-am gândit, am vrut și ea să se apere, pentru că era vorba despre secția ei. Și el a zis foarte așa în scârbă, dar ce te-ai gândit tu, dar ce știi tu? Cu siguranță femeia aia n-a mai deschis gurița. Cu siguranță a rămas blocată că ea nu știe nimic. E foarte ușor să faci rău. Și e foarte ușor să ne identificăm câteodată cu programele din jur. Haideți să ne uităm puțin la creierul nostru. Vă dați seama că eu acum vorbesc cu dumneavoastră, dau din mâini. Mă mai și deranjează puțin fumul de la bețișori, miroase extraordinar, dar vine noi. Între timp mă uit la voi, sunteți 101, ascult muzică, da? Creierul meu lucrează, inima pompează, sângele curge prin vene, presiune arterială, temperatură, digestie, mă și mișc puțin cu scaunul. Ideea este, vă dați seama ce capacități are creierul nostru? Vă dați seama ce face creierul nostru? Ochii văd, urechile aud. Totul se mișcă perfect, perfect. Sincronicitate perfectă. Vă dați seama ce avem noi la dispoziție și ne autoprogramăm și ne lăsăm duși de niște programe că nu putem? Folosim 5 sau 10% din capacitatea creierului nostru. Și ne plângem că nu putem să învățăm 5-6 simboluri. Hello! Simbolurile ne deschid porțile la îngeri. Este o binecuvântare să știi un simbol. Desenează simbolul ca pe ceva sfânt. Când faci acolo șopurei sau cruce, este marea onoare de a deschide poarta îngerilor să vină la tine. Un simbol este o minunăție, primește-l cu drag și respectă și dorește-ți-l. Am visat ca runa și am zis, Doamne, cât vreau un zonar lângă mine acolo să vină Sfântul Arhanghel Gabriel. Haideți să schimbăm puțin viziunea, să nu ne mai simțim ca la școală că trebuie să învățăm, să privim ce minunăție ne-a dat Dumnezeu până acum 30 de ani, în timpul lui Ceaușescu, ce știam noi de Reiki, ce știam Shambhala, acum toată lumea poate să se inițieze în Shambhala. În Shambhala? Și nu ne dăm seama ce înseamnă Shambhala? Pentru că nu știm și este și nu valorăm. Haideți să schimbăm puțin optica și să vedem minunățiile Reiki sau a Sfintei Cruci. Minunăția unui acatist să-ți vină Maica lângă tine. Să vorbești cu Dumnezeu, să te conectezi cu Dumnezeu, să-i ceri, să-i mulțumești. Haideți să nu ne mai plângem și să trecem și să vedem exact ceea ce este. Să nu ne mai lăsăm împovărați de programele astea și de autosabotare. Stați liniștiți că se lucrează pe noi într-o veselie. Vă spun sincer, mie mi-era lene să fac o sfântă cruce, nici cu o mână. Deci așa programe de lene mi se induceau, de nu puteam să fac o cruce. Deci măi, mi-era, nu mă durea, dar aproape. Vorbesc serios, de se lucrează pe noi într-o veselie. Plus, entitățile de întuneric fac tot posibilul să-ți dea senzații. Lasă că mă curăț mai târziu, lasă că învăț honza de șurile mai târziu.
E greu, e lung. Dar minunăția de Henza Zășonen sau Honza Zășonen ne face, ne dă posibilitatea să fim acum, aici, în capătul celălalt de univers. Păi ce vrem mai mult? Haideți și priviți cu alți ochi sfintele simboluri și bucurați-vă când faceți Daikomyo. Bucurați-vă pentru că ne conectează la Sfântul Arhanghel Metatron, care este și luptător și vindecător. Este cel mai mare arhanghel care are cinstea să stea lângă tronul lui Dumnezeu, să stea acolo lângă el. Atât de mult a ajutat oamenii. Daikomyo sau Daikomyo, cum vreți să-i spuneți, e chestiune de pronunție. Îți amorțesc mâinile? Da. Ai, Cătălina, la mine mi-amorțesc mâinile când îmi curăț sufletul. Ai entități. Șerpișorii și scamărișori îți reacționează. Încearcă să nu pui atât de multă lumină, încearcă să-ți chemi sufletul în palme și când îți spun eu, spune, trimite-i, spune-le plecați, vă rog. Șerpii chiar reacționează. Nu trebuie să vă fie frică, este chiar funcționează. Cei care simt, cei care văd, le este mult mai ușor să creadă. În momentul în care vezi Arhanghelul sau Maica Domnului la tine în casă, păi, cum să nu mai crezi? Cei care nu vedem, suntem mai așa, mai cu măsurătorile, mai cu simțitul. Dar cei care vedeți, șerpii reacționează la lumină. Când sunt mici, o să simțiți așa înțepături de ace. Când sunt mai mari, mușcă mai tare și îți dau o senzație de amorțeală. Nu este absolut nimic. Te curăți și asta. Asta este. Îi deranjează. Supărările tale, Cătălina, au atras entități foarte mari. Au atras și foarte mari, care au avut dreptul să stea pe sufletelul tău și atunci tu, când ai intrat cu crucea, i-a deranjat. Îi arde și atunci reacționează. De asta e bine să fim suavi cu ei. Noi le permitem să stea pe sufletelul nostru. Îi trimite pur și simplu prin intenție sau pur și simplu încerci să-i trimiți. Sau, na, că... Cătălina, tu ești inițiată gradul 1, 2 și 3, mi se pare, nu mai țin minte. În fine, invocarea șarpelui și activarea simbolului șarpelui de foc duce șerpișorii și rod, bineînțeles și intenția noastră de a-i duce în siguranță unde vrea Dumnezeu, e foarte bine și deschidem sursa de lumină și se duc în lumină sau unde vrea Dumnezeu. Ideea este, haide să știu că nu e ușor. În momentul în care ești așa căldicel, rău nici nu te bagă în seamă. Stă acolo și se uită la tine. Și face tot posibilul să te dirigeze, să stai. Pâncărică, grătărel, berică, politică, film, nu contează. E de bine. În momentul în care ai început să citești acatiste, în momentul în care ai început să citești catisme, în momentul în care faci pelerinaje, ia să vă uitați voi cum își face de cap demonul când faceți pelerinaje. Să vedeți cât vă certați. Face tot posibilul să nu faceți pelerinaje. Mai ales să ajungeți la 7 mănăstiri într-o zi, puf, e un record. E mare minunăție să ajungi la 7 mănăstiri într-o zi. Încercați, stabiliți-vă un traseu și faceți. Se poate. Ideea este că în momentul în care începeți să vă luați inițierile, creșteți și mai mult în lumină. Primiți arhanghel, primiți îngeri în câmpurile voastre. Îngerul vostru păzitor este susținut. Îți crește lumina de hașul. Îți crește puterea. Deci doar avantaje. Păi credeți că stă degeaba? Nu-i convine. Și o să facă tot posibilul. Soțul să bombăne. Am văzut părinți trași în jos de copii. Mă, mama, ai luat-o rara. Lasă-ne în pace că ești dusă cu pluta. Sau soacra. Sau... O să găsiți piedici peste tot. Rău o să se manifeste prin cei din jur. Eu vă sfătuiesc să tăceți din gură. Chiar dacă aveți dorința de a spune tuturor marea și minunăția adevărului și a luminii, vă sfătuiesc, dacă vreți liniște și pace, nu spuneți la început nimic și creșteți și întăriți-vă. Pentru că aveți toate șansele să vă tragă înapoi, să vă blocheze, să vă șantajeze, să vă ridiculizeze. Aveți toate șansele să treceți prin toate fazele astea. Și bineînțeles, programe de lene, de somn, de tu nu știi, tu nu poți, dar ce știi tu? Eu sunt proastă, anulează, anulează, anulează. Toate funcționează și toate au un rol. Șantaj emoțional, nu vă spun cât funcționează și cât se practică. Orice, numai Reiki nu. Reiki nu. E, valea.
Eu aleg Reiki, în cazul meu. Eu am ales lumina și să rămână. Să știți așa că mulți suntem neutri în mijloc. Nu e o bună opțiune. De ce spune Domnul Iisus că pe cei căldicei am să-i scuip de pe limba mea? Eu nu înțelegeam. Zic, păi dacă ești căldicel așa, ești acolo, e bine, nu? Neutru, neutralitate, nu faci valuri. E, nu e bine. Închipuiți-vă, rău, binele și eu în mijloc. Nu vreau nici binele, nu vreau nici rău. I-am supărat pe amândoi. Din start a câștigat rău. Chiar dacă eu nu fac nimic rău și stau așa cu minte în banca mea, din start a câștigat rău. Pentru că el vine și face cu mine ce vrea. Și faptul că nu evoluez și nu cresc în lumină, din start a câștigat rău. Neutralitatea, noi nu suntem Elveția. Neutralitatea nu e bună. Ori una, ori alta. Da, fii înțelept și alege lumina, pentru că în final toată lumea merge spre lumină. Dar și întunericul este o opțiune. Go for it. Vrei să faci asta, treaba ta, e pe riscul tău. Dar până la urmă, toate drumurile duc la Dumnezeu. Toate drumurile duc la lumină. E plin drumul de demoni care vor să se întoarcă lumină, că s-au săturat să facă rău. Toate sunt lecții. Amintiți-vă, neutralitatea este chiar toxică. Și de câte ori n-ați fost într-o relație de mamă-soacră, eu știu, vecină, și s-a certat mama cu soacra cu nora, nu? Și a venit nora și mi-a zis, și ți-a zis, m-am certat cu soacra, și tu zici, uf, mă, îmi pare rău, dar eu nu mă bag. E treaba voastră. Nora s-a supărat, e clar, nu i-a ținut partea, nu i-a ascultat povestea, s-a supărat. Vine soacra, m-am certat cu nora și tu îi spui același lucru. Măi, îmi pare rău, este treaba voastră, nu mă bag. Categoric le-ai supărat pe mândouă. Da. În lupta asta între lumină și întuneric, întotdeauna trebuie să alegi pe cineva. Dacă nu, te tragi întunericul în toate părțile. Și dacă nu alegi nimic, e alegerea ta. Și să nu alegi nimic este o alegere. O alegere de a nu face nimic, o alegere de a nu spune un împărate ceresc, o alegere de a nu spune dimineața, Doamne ajută-mă, o alegere de a nu spune, Doamne îți mulțumesc, când primești bani, mulțumește-i, Doamne îți mulțumesc, când îți vine copilul acasă sănătoși fericit, ia-l în brațe și spune, Doamne îți mulțumesc, câți părinți n-au primit un telefon că copilul lor nu mai este, Doamne îți mulțumesc pentru tot. E simplu, oameni buni, ne plângem, dar nu facem nimic pentru că nu știm. E timpul să facem și noi ceva. Cel mai simplu, Sfânta Cruce, vrei să crești mai mult? Hai cu Reiki. Dar fă ceva, modifică ceva în viața ta dacă vezi că faci același lucru. În fiecare dimineață pleci de la Iași la București. Și când ajungi la București, tu de fapt îți dai seama că vrei la Timișoara. Și te plângi că n-ai ajuns la Timișoara. Păi dacă ai plecat spre București, normal că o să ajungi la București. Faci același lucru, dar tu dorești altceva, alt rezultat. Nu ai cum. Ia tu drumul spre Timișoara, să vezi ce frumos e. Fă ceva, schimbă ceva în viața ta, dar încet, frumos, nu mișcări bruște, gata, îmi iau bagajul și am plecat. Peste tot sunt karme, este un revede, cât vrea Dumnezeu, sunt misiuni personale, sunt copii de crescut. Ideea este să crești, să afli cine ești, să vezi ce misiunea personală ai, ce ai de făcut, ce ai de modificat la tine. Nu mai contează ce a făcut soacra, să fie sănătoasă. Fiecare plătește pentru el. Ce mai? Să fie sănătoasă și la pungă groasă. Asta este. Și a ales drumul. Toți o să plătească și noi plătim. Toată lumea plătește. Și eu plătesc de însurieți asta când greșesc. Ha-ha. Nici nu vă închipuiți. Și Dragoș plătește. Edita mai Dragoș și plătește. Păi și atunci? Amintiți-vă, universul este echilibru și Dumnezeu e bun, dar corect. Și nu întotdeauna corectitudinea care o credem noi este adevărată, pentru că sunt mult mai mulți factori. Există și viețile anterioare, care nouă ni s-a spus că nu există, ca să stăm acolo împovărați în biserică și să ne plângem că la 40 de ani suntem bătrâni. Când aici, la 60 ceva de ani, zboară. Nu mai știu cum să meargă din discotecă în discotecă și din excursie în excursie. Și sunt în floarea vieții.
Da? În fine, asta este, asta a fost jocul. Important este să, e timpul să facem ceva. E timpul să facem ceva. Haideți să facem curățenie. Stau să mă gândesc cum să facem. O să facem puțină curățenie în câmpul nostru mental. Pe lângă faptul că o să facem cu crucile și cu simbolurile Reiki, o să facem cumva un pic de vizualizare și o să vă rog să vă imaginați cum faceți curățenie, pur și simplu. Cum vreți, cu ce metodă vreți. Da, eu v-aș recomanda ceva frumos, suav, elegant. Că e creieruțul nostru și merită tot respectul nostru. Știți ce mi-a spus Dragoș? Că nu-mi iubesc corpul. Printre altele. Bine, acum sunt și eu în perioada de despătimire, ca să spun așa. Și mi-a spus așa, că noi suntem bioroboți, nu? Asta este un biorobot, este un calculator, un biocalculator, corpul acesta fizic. Noi avem aparatură aici, în corpul ăsta fizic. Nici măcar un Bugatti, nici măcar un Ferrari nu are așa aparatură cum avem noi. Și nu, nici măcar nu-l valorăm. Nu mulțumim genunchilor ăștia că sunt sănătoși și pot să merg, pot să mă plimb, pot să merg la lucruri, pot să fac ce vreau. Limba asta vorbește și mă ajută să mănânc și să înghit. De inimă nu mai spun. Plămânii, intestinele, stomacul, organele genitale, aparatul excretor, totul este important și unghiuța mică de la degetul mic. Este o minunăție și o operă de artă. Și îl avem aici și nu ne place. Și îl urâm, și îl modificăm, și îl tatuăm, și îl... E al meu, să rămână. Am vitiligo, da, pierdere de suflet și neiubire de viață. Și autoprogramare. Eu m-am autoprogramat. Când eram mică, spuneam tatăl meu, Dumnezeu să le te avea, și mi-era frică să n-am diabet. Și ziceam, eu să am ca tata, nici nu știam ce boală are. Deci e clar că, printre altele, m-am și autoprogramat. Mi-am dorit, pentru că mi-era frică de diabet. Pentru că bunica a avut diabet, sora, mama, și am zis, uf, nu vreau. Și am ales vitiligo, na. A fost alegerea mea. Tata, e simplu. Când înveți un pic și înțelegi ce puține principii cum funcționăm, e mult mai simplu. Și înțelegi. Și accepti. Și faci tot ce poți ca să modifici. Să îmbunătățești viața. Și calitatea ta de spirit, de om, de femeie. Să te simți bine în corpul tău. Să te bucuri. Să-ți dai o bucurie. Toate încet, încet. Nu ne-a învățat nimeni. Slavă Domnului că le-a trimis pe Dragoș și a crescut maestrii mari care să ne ajute și să ne ridice mai departe. Slavă Domnului! Și nu știu cum să mulțumesc lui Dumnezeu că m-am născut exact în perioada în care trebuia. Dacă mă nășteam 20 de ani mai repede sau 20 de ani mai târziu, poate nu ajungeam la informații. Sau 50 de ani. Slavă Domnului! Sunt fiu de Dumnezeu și dacă nu mă eliberez de planetă acum, în viața asta, păi peste câteva vieți, credeți că mai am eu acces la așa informații? Dumnezeu o să-mi spună, păi ți le-am dat pe Dragoș, ți-am dat cărți, conferințe, ți-am dat seminarii, ți-am dat tot ce vrei, gratis. Și cu bani. Ce ai făcut? A, ți-a plăcut să stai să faci grătar? Păi ia vino tu peste vreo două vieți, să cauți din carte în carte, să vezi unde e adevărul, să vezi că ți le spline de idei. Dar care sunt adevărate? Și care este adevărul? Și așa, stați că am o pisică aici care mă plâng câteodată că parcă e prea multă informație. Haideți că le avem pe tavă, le avem pe tavă. Doar să le ascultăm. Vă dați seama ce formă de a afla munca unui om de 30 de ani în câteva ore de seminarii și de conferințe. Experiența oamenilor scrisă într-o carte. Aici sunt ani de zile de experiență și de lucru cu oameni. Ani de zile al doamnei Mirela Codilă de cazuistică și ajutor și ajutat oameni și descoperit. Și le avem aici. Totul depinde de noi. Alegerea, aminteșteți că și să nu faci nimic este o alegere. Și în mijloc e poziția cea mai nașpa.
Nu te plânge. Dacă nu faci nimic, nu te plânge. Dacă vrei să fii neutru, nu te plânge. E alegerea ta. Nu te plânge că nu-ți vin îngeri să te ajute. Nu au cum. Nu te plânge că vine demonul și ți-o trage în freză. Nu, e dreptul lor. Nu faci nimic. Nu înveți să-ți cunoști potențialele. Nu știi cine ești. Nu știi câți îngeri ai. Nu știi să lucrezi cu îngerii. Nu-ți primești caruna să ai arhanghel în echipa ta. Nu faci nimic. Nu spui acatiste, nu faci pelerinaje, nu. Nu faci nimic să înțelegi din viața asta. Păi de ce te plângi? Este o alegere, este alegerea ta. Stai și te uiți acolo la televizor și mai și mănânci când asculți știrile de la ora 5. E o minunăție. Toată energia aia catastrofală, unde credeți că merge? În voi! Toată jalea aia de la accidente, șocurile alea și toate impactele, eu nu mai țin minte ce știri, nu mă mai uit de multe la televizor. Toată energia aia în mânca, deci la voi, în structurile voastre ajunge. Și te prinzi că ești depresiv, că ești fără viață, fără vlagă, fără furios. Doar nu, mă încerc iertare, nu vreau să fiu rea, doar vreau să atrag puțin atenția. Hai să facem ceva. Haideți să facem puțină curățenie în căpușorul nostru și să înțelegem un pic cât de important este sufletul. Dacă ați ști cât ne lucrează pe suflet și au avut tot interesul să nu aflăm, dar asta este. Vă place tricoul meu? Jumătatea mea femeia? Este cartea lui Dragoș. Ideea este, nu contează ce s-a întâmplat, ideea este că acum este important ceea ce faci. Ceea ce faci. Lasă tot, iartă tot, eliberează-te, cereți iertare și mergi mai departe. Și învață să-ți curăți sufletul. Haideți să ne activăm pălmuțele. Și o să vedeți cei care lucrați cu Reiki, că de multe ori sunt spirite care prin simpla intenție li se activează palmele după ce încep să lucreze. Da. Cei cu Sfânta Cruce, cruce, sau cruce dublă, puteți să simțiți căldură, o atingere suavă sau să nu simțiți nimic, nu e obligatoriu. Cu toată dragostea. Și spune cruce. Vizualizăm două cruci de lumină și atunci participăm cu toată și activăm foarte intens simbolul. Ne închipuim din ce... Faceți un exercițiu. Închipuiți-vă crucile de lumină din ce în ce mai puternice, din ce în ce mai luminoase și o să... Și așa, în realitate, așa se întâmplă. Totul se întâmplă conform intenției noastre. Cei cu Reiki, șocurei. Seiheki. Honza de Shonen. Daikomyo. Shikaso. Shikaseki, simbolul de suflet. Shikaseki. Și așa mai departe, ca una, șarpele de foc și toate celelalte. Așa, le simțim, le avem activate. Haideți să ne curățăm camera. Cruce în față. Cruce în stânga, cruce în spate, cruce în dreapta, cruce deasupra tavanului, pe tavan, cruce pe podea și ne închipuim, chiar și punem și o cruce frumoasă în mijlocul casei sau o cruce dublă, cum vreți, și dacă vreți o puteți și învârti în sens invers. Și, deci totul se întâmplă conform intenției voastre. Dacă vreți să vă închipuiți că din crucea respectivă ies milioane de cruci mici, și așa ca jocuri de artificii în camera voastră, totul se întâmplă intenției voastre. Cei cu caruna, puneți șanti ca să fie pace, puneți hart să fie maica, rama în colțuri, șocurei pe tavan. Nu insist mult pe Reiki pentru că sunt convinsă că reikiștii sunt bine informați. Având în vedere că sunt și cursuri al lui Dragoș, Cătălin Popovici, oferă, mergeți pe blogul lui și o să vedeți informații extraordinare
spuse în modul lui plin de viață și de bucurie. Avem informații la tot pasul, doar să vrem. Vă rog mult de tot, haideți să ne curățăm, să facem o cruce deasupra chakre coroane și ne închipuim că o împingem între cele două emisfere cerebrale. Și mai facem o cruce și iar o împingem. Și mai facem o cruce și iar o împingem. Și facem două cruci. Sau, cum vreți, așa, două cruci și le împingeți. E posibil să simțiți durere. Asta înseamnă că sunt entități. Dacă simțiți durere, vă opriți puțin. Le lăsați să plece. Vă rog. Da? Dacă nu le ardem și nu e bine, nu avem voie. Și facem cruci, și facem cruci, și facem cruci, și facem cruci. Cu intenția să ajungă în câmpul nostru mental, creierul nostru, toți creierii, cerebelul, emisfere cerebrale, tot ce avem acolo, reptilianul, tot. Să meargă ochi, interior, exterior, maxilare, buze, limbă, nas. Haideți să ne deschidem chakrele cu Sfânta Cruce. Deschid chakra 7 atât cât este optim și benefic pentru mine. Deschid chakra 6 față spate atât cât este optim și benefic pentru mine cu Sfânta Cruce. Deschid chakra ochilor față spate, are și proiecție spate, atât cât este optim și benefic pentru mine. Deschid chakra ochiului atât cât este optim și benefic pentru mine. Urechile, mările. Avem chakre aici. Dacă îți curge nasul, ai nările înfundat. Ai chakra nasului înfundat. Atât cât este optim și benefic pentru mine. Gura, față, spate. Nările și în spate. Gura, față, spate. La fel, deschidem chakra. Chakra gâtului. La fel. Fiecare organ are chakre. Și haideți să facem totuși multe, multe, multe cruci pe câmpul nostru mental cu intenția să curățăm. Să anihilăm, să dezlegăm legături cu lumină, legături cu întuneric, entități negative, programe negative, programe pozitive care îmi încalcă liberul arbitru. De exemplu, programe pozitive care îmi încalcă liberul arbitru. Dacă nu vine acum unul. Știu unul, dar... Da, mai bine nu-l spun. Haideți să vă spun un program cu EB variabil, cu beneficitate variabilă. Deci poți să ai un program pus pe tine, în structurile tale, ca atunci când ești cu soacra, totul să fie bine. Dar din când în când să te cerți cu ea. Și programul respectiv se activează și începeți să vă certați într-o veselie. Din când în când. Depinde ce este pus. Cei care fac asta și le dau idei să facă, sunt responsabili, o să plătiți. Vă asigur că o să plătiți, dacă vă inspirați, ca să spun așa. Se știe tot, vă amintesc, se știe tot și bineînțeles că o să plătească fiecare. Mai sunt și care lucrează și cu demonul și cu îngerul, știți, fac legături când își dau pe spate sau ce fac acolo și după aia se duc și se roagă în biserică. Mă rog, pe cine păcălesc, nu știu, dar mă rog, dar ele se roagă. În fine, n-are cine să te ierte. N-are cum să te ierte până nu te iartă persoana respectivă și oricum plătești. Răul făcut se plătește. Așa că, na, asta este. Haideți să ne închipuim că suntem un omuleț. Închideți ochișorii, vă rog. Și închipuiți-vă că vă vedeți pe voi, femeie, bărbat, și intrați în chakra 7, coborâți. Și începem să facem curățenie în emisferele noastre cerebrale. Cu un pămătuf, un aspirator, o măturică, ce vreți voi. Poate vedeți praf gros. Păclos, așa.
ștergeți-l, aspirați-l. Dacă vedeți entități, paianje sau orice, lăsați-le, aspirați-le, vă rog, sau pur și simplu le măturați afară. Dar nu le faceți rău, vă rog. Mergeți în zona ochilor, interior, și închipuiți-vă că dați așa cu mâna sau cu pămătuful imaginile care nu vă plac, care le-ați văzut, imagini care v-au impactat, accidente, imagini urâte, pur și simplu le eliberați, le eliminați. Dacă vreți, începeți cu un ochi și continuați după, apoi cu celălalt. Metoda asta am aflat-o de la, cu eliminarea imaginilor de la domnul Vlad Rusu. Nu, scuze, de la Vlad Tudor Popescu. Să-ți faci autotratamentul pe ochi și să-ți efectiv să elimini imaginile care nu-ți plac, care te-au impactat și sunt neplăcute. Mergeți în al treilea ochi și închipuiți-vă că e așa ca o conductă. Intrați în el fără frică și scoateți tot ce este acolo. Faceți curat. Poate vedeți văluri puse pe el. Luați vălurile și le aruncați. Orice vedeți, faceți curat, aruncați. Unde vrea Dumnezeu. Haideți să mergeți și în spatele creierului. Faceți curățenie în toată cavitatea voastră craniană. Interior, exterior. Poate vedeți lucruri scârboase, viermi sau alte chestii, nu contează. Măturați-le și trimiteți-le afară. Poate șerpi care vă este frică. Haideți să mergem și în zona sinusurilor, frontale, faciale. Puteți să vă închipuiți o țeavă de aspirator care pur și simplu ajunge oriunde și reușește să absoarbă tot ce nu vrea, nu este acolo cu acord divin. În zona maxilarelor. Poate vedeți gândaci. Nu vreau să vă sperii. Sunt creații ale răului. Chiar există. Au existat dintotdeauna. Doar că n-am știut noi. Haideți să mergem și în urechea dreaptă. Interior, exterior.
și în urechea stângă. Haideți să mergem în zona gâtului, dar mai mult spre limbă. Deci, și să mergem spre în interiorul gurii. Dinți, maxilare, glande salivare. Dacă simți noduri în gât, insistă mult în zona gâtului interior, amigdale, mărul lui Adam. Zona tiroidei. Ok, haideți să ne oprim aici. Asta putem să facem oricând, prin simpla noastră imaginație. Vă puneți undeva într-o poziție comodă, închideți ochișorii și vă faceți curățenie. Haideți să coborăm spre inima noastră. Cei care vedeți, cei care nu văd și nu simt nimic, nu este nimic. Nu toată lumea aude, nu toată lumea simte, nu toată lumea vede. Și persoanele care sunt foarte controlatoare, nu lasă. Relaxează-te un pic, lasă pe Dumnezeu să lucreze în viața ta. Cred că ești foarte controlatoare și asta e dintr-o frică. Ai o frică mare și încerci să ții controlul. cu drag repetăm. Haideți să ne îmbrățișăm inima cu toată dragostea și luați-o în brațe și puneți căpușor așa pe ea și spuneți: îți mulțumesc, îți mulțumesc, îți mulțumesc și te iubesc și te iubesc și te iubesc, că dacă tu ești bine și eu sunt bine. Mergem în spatele inimii, iar cei care sunteți pentru prima oară o să vedeți o poartă, o boltă, o ușă. Deschideți ușa și invitați tot ce este acolo negativ, entități, energii, să meargă acolo unde Dumnezeu vrea. Da, faceți cruci, faceți cruci, cu intenția să vă curățați. Faceți cruci peste tot, pe toate structurile voastre, pe corpul vostru, pe sufletul vostru, unde vreți. Dar acum haideți să mergem în inimioară, să vedem ce este acolo. Aprindeți lumina, un simplu soare imaginar sau lumânări sau ce vreți voi. Sau geamuri frumoase, vitralii frumoase, cum simțiți. Mai ales. Dau din mâini și trimit cruci spre voi și crucile mele să meargă la cei care vrea Dumnezeu ca să vă curățe. Să primiți lumina mea, eu nu știu la cine ajunge, eu programez ca să fiți curățați atât cât vrea Dumnezeu. Nu știu ce, nu știu cum,
Îmi rog îngerii să vină să vă ajute pe fiecare, atât cât vrea Dumnezeu și unde vrea Dumnezeu. Poate sunt persoane care nu au dreptul, eu nu știu. Eu doar mă rog ca cei care sunteți aici să vă ajute Dumnezeu. Și trimit cruci, fac de obicei cruci duble pentru că sunt mai puternice și le trimit. Le trimit spre voi. Cei care le primiți, dacă nu le primiți, e ok. E ok, scuze. Curățarea ficatului, la fel. O să vă explic. Haideți să stăm în inimioară și haideți să experimentăm ceva nou. Dacă toți suntem 128 de persoane, haideți să 129, haideți să experimentăm ceva nou. Dacă sunteți femeie sau dacă sunteți femeie, chemați fetița voastră. Dacă sunteți băiat, chemați băiatul vostru interior, chemați-vă pe voi. Ați auzit de copilul interior? Închideți ochișorii și chemați copilul vostru interior. Fată sau băiat? Cei care îl vedeți, uitați-vă cum arată. E vesel? E trist? Cum e îmbrăcat? Poate e bătut, poate plânge. Sunteți voi. Vă rog, luați-vă în brațe cu toată dragostea de care sunteți capabili. Sunteți voi, copii mici. Sunteți... Luați-vă în brațe și spuneți-mi, îmi pare rău. Pare rău că nu te-am iubit. Îmi pare rău că te-am certat. Îmi pare rău că de câte ori am greșit, te-am certat. Sau poate te-am lovit prin furia mea. Prin neînțelegerea mea. Draga mea sau dragul meu, te rog frumos, iartă-mă că am uitat de tine. Nu ți-am mai dat o bucurie de când eram copii și poate nici atunci. Dacă simțiți nevoia să plângeți, vă rog frumos să plângeți. Să plângeți cu puiuțul vostru, sunteți voi. Fetița și băiatul care plânge, singur în voi, de singurătate. Ne-am pierdut într-o lume plină de griji și am uitat să avem grijă de noi. Am vrut să facem pe plac tuturor și n-am ținut cont de plăcerile noastre. Luați-vă în brațe, vă rog frumos, luați-vă în brațe și dacă e nevoie să plângi, plângi. Te-ai regăsit. Promiteți copilului vostru interior că o să fiți bun cu voi și atunci când greșiți o să spuneți, nu-i nimic, data viitoare o să o fac mai bine. N-am știut, am greșit, am și eu dreptul să greșesc.
Cereți-vă iertare copilului vostru interior de câte ori ați fost furioși că nu va reuși ceva. V-ați bătut puiuțul. Ați fost furioși pe voi. Și proba cea mai mare, să-i spuneți te iubesc. Haideți, spuneți, draga mea, dragul meu, te iubesc. Te iubesc și te respect, ești minunăție cerească, te iubesc. Ia-te în brațe și plângi că te-ai regăsit. Nu ai știut, nu-i nimic. Iartă-te. Dar mai ales cereți iertare de la puiuțul tău, care ești tu, însingurată, certată și bătută de toată lumea. S-au bătut de toată lumea, pentru că n-ai știut. Iartă-te, dar promite-i puiuțului tău că o să fii mai bun cu tine. Și dacă nu o să reușești ceva, o să spui, hai că poți, data viitoare facem mai bine. Și dacă te ceartă cineva, te iei în brațe înăuntru tău, iei copilul tău în brațe și spui, eu sunt cu tine, eu te iubesc, eu te respect. Vă rog să chemați toți îngerii voștri și să luați puiuțul vostru în brațe și să-i rugați să vindece copilul vostru și pe tine. E același lucru. Suntem noi. Este imaginea noastră interioară. Iubește-te, respectă-te, fii bună cu tine. Meriți să fii bună cu tine. Rog toți Sfinții Arhanghe și toate entitățile să vină la voi să vă ajute. Cei care îmi permiteți, bineînțeles. Promiteți copilului vostru interior că o să fiți bună și blândă și iertătoare cu voi în primul rând și automat cu ea sau el. Și începând din acest moment, copilul vostru să fie acolo lângă Maica Domnului în inima voastră. Să mergeți în inima voastră să vedeți cum este copilul vostru. Și să o rugați pe Maică să le ia sub acoperământul ei și să îl ia sub dragostea ei de mamă. Fii bun cu tine, fii bună cu tine și iartă-te. Orice greșeală ai făcut, iartă-te. A fost o experiență, au fost lecții. Toată lumea are voie să greșească în această viață și în această planetă. Pe această planetă. Mulțumim.
Mulțumesc, doamna Merișor Drăgălașa, mulțumesc cu recunoștință. Mulțumesc. Dacă ați plâns, este fabulos pentru că ați eliberat și v-ați curățat sufletelul. Dacă ați reușit să vă vedeți copilașul interior, e minunat, dar câteodată îl vedem atât de abătut și de bătut de adevăratele sau bolnav sau murdar sau trist, că poate e și mai bine să nu vedem. Haideți să rugăm pe Maica Domnului. Te cred. Haideți să o rugăm pe Maica Domnului să ne ocrotească și să aibă grijă de copilul nostru interior. Cu siguranță ați auzit de copilul vostru interior, doar că nu ați știut. De multe ori când mă conectez la cineva, pur și simplu văd o fetiță care stă așa cu capul pe genunchi și plânge, sau un băiețel bătut, vânătot, sau... Nu sunt imagini prea plăcute. Și suntem noi. De câte ori ne certăm, ne batem copilul interior. De câte ori ne certăm pe noi și ne simțim vinovați. De ce am făcut asta? De ce am zis asta? De ce ne batem copilul interior? Ne chinuim noi pe noi. Amintiți-vă. Fiți buni cu voi. Dați-vă voie să-i greșiți. Ați greșit. Asta este. Na, ce să facem? Toată lumea greșește. Uitați-vă în jurul vostru cine nu greșește. Și atunci de ce? De unde atâta orgoliu ca noi să nu greșim? Este un mare orgoliu să pretindem că noi nu am greșit. Că noi nu avem voie să greșim. Dar de ce? Dacă toată lumea greșește, de ce noi n-am avea dreptul și libertatea de a experimenta și de a greși? Vedeți, cei care nu vă dați voie să greșiți și vă chinuiți când greșiți, este orgoliu mare, sentiment de culpă, neiubire, neiertare și toate celelalte. Dar în primul rând contează, cred că și neiubirea și marele orgoliu. Eu nu, dar de ce nu? Și eu am voie să greșesc, toată lumea are voie să greșesc, mă iert, mă ridic de jos, mua, 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 mua. Hai să văd ce fac și servus, ce să fac? Nici nu mă mai uit peste. Suntem spirite eterne, de miliarde și miliarde, o eternitate. Credeți că mai contează peste un milion de ani că s-a uitat vecina urât la mine? S-am făcut eu cine știe ce prostie? Sincer, da, bineînțeles că efectele prostioare respective o să vină spre mine, dar hai să nu mai dramatizăm atâta. S-a făcut. Ei, na, hai să fim buni. Hai să fim buni în primul rând cu noi. N-ai cum să fii bun cu alții dacă tu nu te respecti și nu ești bun cu tine. De unde bunătate? N-ai ce să dai ce nu ai înăuntru. Nu ai. Este poziția de salvator care îți pune pe masă tot și dacă îl sun la ora 3 vine din falsa credință că vai ce om mare și cu suflet mare și de treabă. Dar nu, el în fond este nefericit și singur ca cucu. Pentru că se pune preș în fața tuturor, nu se respectă și încearcă să salveze pe toată lumea. E simplu. Haideți să o rugăm pe Măicuța Domnului. Am găsit pe grupul Terapsii, mi se pare, sau nu mai știu. Ramona Maria Stănică a postat rugăciunea lui Mihai Eminescu și mi-a plăcut atât de mult. O știam, dar am uitat de ea. Și cum este postul adormirii Maicii Domnului, haideți să dați-mi voie să vă spun poezia lui Mihai Eminescu pentru Maica Domnului, care se numește Rugăciune de Mihai Eminescu. Crăiasă alegându-te, îngenunchem rugându-te, înalță-ne, ne mântuie, din valul ce ne bântuie. Fii scut de întărire și zid de mântuire. Privirea ți adorată asupra ne coboară și Maică prea curată și pururea fecioară Maria. Noi cei din mila Sfântului, umbră facem pământului, rugăm în îndurărilor luceafărului mărilor. Ascultă noastre plângeri, regină peste îngeri, din neguri te arată
lumină, dulce, clară, o maică prea curată și pururea fecioară, Maria. Frumos. Știa el Eminescu, știa el ce știa. Haideți să citim Acatistul Adormirii Maicii Domnului, să onorăm așa cum merită măicuța noastră, este mama noastră, este ajutorul nostru, care este grabnic ajutătoare. Credeți-mă că este grabnic ajutătoare, de adevăratele, acum o chem, acum vine. Chemați-o, când nu mai puteți, chemați-o, lăsați orgoliul la o parte și chemați-o, vă rog. Chemați-o și o să rămâneți surprinși. Vă mulțumesc. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Tatăl nostru, Împărate Ceresc Mângâietorile, Duhul Adevărului care pretunești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorile de Viață, vino și te sălășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată îndinăciunea și mântește bună sfetele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Mărire Tatălui și Fiul și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă azi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh primordial. Amin. Ușa milostivirii deschide nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Dumnezeu Dumnezeilor, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor, slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Acatistul Adormirii Maicii Domnului. Într-o naștere fericioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu născătoare. Sculatul Te-ai la viață, fiindcă Maica Vieții și cu rugăciunile Tale izbăvești de moarte sufletele noastre. Cele alese din toate neamurile Maicii lui Dumnezeu, împărătesei cele ce te sui de la pământ la cer, cântare cu cucernicie pentru prea cinstita Ta adormire, aducem Ție, născătoare de Dumnezeu, iar Tu ca ceea ce ai biruință peste moarte, de toate întâmplările aducătoare de moarte ne păzește pe noi ca să-ți cântăm Ție, bucur de ceea ce ești plină de har, care într-o adormirea Ta nu ne lași pe noi. Îngerul înainte stătător din cer a fost trimis să spună născătoarei de Dumnezeu mutarea ei la cer, fără de grijă și mai înainte să vestească venirea la ea a Fiului lui Dumnezeu și luminat strălucind înaintea ei, stând a zis așa: Bucur-te prea veselă, Maica Împăratului! Bucur-te, Maica lui Dumnezeu, împărăteasa cerului și a pământului! Bucur-te prea mărită că vine cu slavă la tine Fiul lui Dumnezeu să te ia la cer! Bucur de ceea ce ești prea mărită pentru vestirea ducerii Tale către Fiul Tău și Dumnezeu. Bucur de ceea aleasă de Dumnezeu din toate neamurile. Bucur de sfântă încăperea cuvântului lui Dumnezeu. Bucur de plinirea vestirii profeților. Bucur de prea cinstită cununa apostolilor. Bucur de podoabă și stăpânirea ocrmuitorilor. Bucur de înfrumusețarea arhierilor și podoaba preoților. Bucur-te, povățitoarea monarhiilor celor înțelepțite de Dumnezeu către împărăția cea de sus. Bucur-te, ceea ce deschizi ușile raiului neamului creștinesc, celor ce pururea te fericesc pe tine. Bucur-te, ceea ce ești plină de har, care într-o adormirea Ta nu ne lași pe noi. Mari ierarhi Dionisie, tainicul ceresc Ierotei, cel minunat și Timotei, cel încuvințat cu dumnezeiasca arhierie, văzând ceata apostolilor adusă cu voia Ta pe nori de la marginea lumii, la prea cinstită adormirea Ta, prea nevinovații cântau lui Dumnezeu, aleluia! Toată făptura cea înțelegătoare, împreună cu căpetenile celor cerești, au venit cu împăratul lor, care mâinile cele încăpătoare de viață au luat sufletul mamei sale, iar Petru, cel cu credință fierbinte, cu multe lacrimi, a zis către ea așa: Bucur-te, Maica Făcătorului de Lumii, care te-a suit la cele fără de grijă. Bucură-te ceea ce te-ai mutat la lărgimile cele mai mari ale cerului. Bucură-te că prin suirea Ta ai sfințit cele patru stihii. Bucură-te că prin mergerea Ta ai veselit cele cerești. Bucură-te ceea ce ai fost primită în frumosul Ierusalim de sus.
Bucură-te ceea ce cu bucurie a intrat în lăcașurile cele nefăcute de mâini omenești. Bucură-te împărăteasa heruvimilor și a serafimilor. Bucură-te stăpâna îngerilor și a arhanghelilor. Bucură-te mângâierea și izbăvirea credincioșilor. Bucură-te ajutorul și sprijinirea moștenirii tale. Bucură-te solitoarea către Dumnezeu pentru neamul creștinesc. Bucură-te întru tot bună și dătătoare tuturor bunătăților. Bucură-te ceea ce ești plină de har, care într-o adormirea ta nu ne lași pe noi. Puterea celui de sus a răpit din India pe Toma, care prin oarecare voirea lui Dumnezeu nu s-a întâmplat, le-a prea cinstit adormirea Maicii lui Dumnezeu să-i fie de față și a fost dus la mormântul cel primitor de viață. Deci pentru Toma, fiind desfăcut mormântul, plecându-se să o vadă acolo, a cunoscut că este înălțată la cer și, crezând vedeniei sale cele din călătorie prin văzduh, a cântat Aliluia. A înțeles astfel ucenicul că din economia lui Dumnezeu i-a fost rânduit să nu se întâmple să fie la mormântarea Maicii Domnului împreună cu ceilalți. Pentru aceea, bucurându-se pentru adormirea ei fără de moarte, a zis așa: Bucură-te că ai fost luată de la pământ de fiul tău. Bucură-te că te-ai suit la cele înalte spre a îndulci slava lui Hristos. Bucură-te că te-ai suit la cele de sus înconjurate de căpeteniile îngerești și ai aruncat lui Toma, omoforul tău, din văzduh, ca o adeverire spre mărturie. Bucură-te că ai fost purtată de heruvimi la cele mai presus de ceruri. Bucură-te că ai fost înălțată cu cântare de mare cuvință prin porțile cerești de mai mari puterilor îngerești. Bucură-te că ești înconjurată și fericită de toți locuitorii cerurilor. Bucură-te, cer pământesc, care ești înălțată la locuința celui de sus. Bucură-te, tronul Domnului, care ești înălțată de la pământ la împărăția cerească. Bucură-te, solitoarea și tare sprijinire la fiul tău. Bucură-te, chezășia noastră către Dumnezeu spre mântuire. Bucură-te, împărăteasa creștinilor și ajutătoarea pentru dobândirea împărăției cerești. Bucură-te, Maica vieții și după Dumnezeu, nădejdea vieții noastre cele veșnice. Bucură-te, ceea ce ești plină de har, care într-o adormire ta nu ne lași pe noi. Vifor de gânduri netrebnice și necredincioase, având în sine evreul Antonie și văzând pe purtătorii de Dumnezeu apostoli, ducând la mormânt cu mare cinste trupul cel prea curat al Maicii lui Dumnezeu, s-a pornit ca să-l răstoarne. Dar fără veste, odată cu orbirea, i s-au tăiat și mâinile ce au rămas lipite de pat. Acela apoi, prin credință, mama lui Dumnezeu te-a mărturisit pe tine, cântând lui Dumnezeu, Aliluia. Auzind tainici apostoli și singurii văzători ai cuvântului pe îngeri cântând în alte cântări la mormântarea trupului celui de Dumnezeu purtător și vrând să-i dea cinstea cea plăcută a lui Dumnezeu, s-au nevoit cu un glas a cânta așa: Bucură-te ceea ce ai luat bună vestire pentru mergerea ta la împărăția cea de sus. Bucură-te ceea ce de la binevestitorul Gavril ai primit ramura cea de bucurie a raiului. Bucură-te că ai luminat mulțimea heruvimilor cea prea cinstită. Bucură-te că ai luminat firea serafimilor cea prea mărită. Bucură-te ceea ce ai fost patriarhii Avram, Isaac și Iacov mai înainte închipuită. Bucură-te ceea ce ai fost de profet mai înainte vestită. Bucură-te că ai înfrânt semeția cea rea a evreului. Bucură-te că ai dat lui vindecare. Bucură-te ceea ce te-ai întors necredința lui Antonie la credință. Bucură-te ceea ce ai primit pocăința lui. Bucură-te că înalți la cer pe cei ce cu iubire și cu credință către tine. Bucură-te că ești izbăvitoarea celor ce cu credință tare cheamă numele tău în ajutor. Bucură-te ceea ce ești plină de har, care într-o adormirea ta nu ne lași pe noi. Sfinții apostoli, ca niște stele conduse de Dumnezeu, fiind în lume împrăștiați pentru predicarea Evangheliei, răpiți au fost ei prin nori, prin văzduh și aduși spre mormântarea Maicii Domnului, pe care cu laude și cu cântare, petrecând-o împreună cu îngerii, cântau Aliluia. Văzând văzătorii de Dumnezeu pe stăpânul lor, luând din mâini în mâini sufletul Maicii sale și cunoscând că El este Domnul, s-au nevoit cu cântări sfinte a lăuda pe cea binecuvântată și au cântat așa: Bucură-te, împărăteasă, care ai purtat pe Cel ce împărățește peste toate. Bucură-te, ceea ce însuși tu ești purtată de mâinile Fiului tău. Bucură-te, sceptru împărățesc din dreapta lui Hristos. Bucură-te, stâlparea porumbiței, cea de mână a lui Noe. Bucură-te, toiagul lui Arom, care a odrăslit neputreziciunea. Bucură-te, crinul cel nevestijit, care a înflorit nemurirea. Bucură-te, chivotul însuflețit de Dumnezeu și dumnezeiescul părinte David. Bucură-te, psaltire, alăută prea frumoasă, ce a ridicat mărirea profeției. Bucură-te, chivot însuflețit al sfințeniei Domnului.
Bucur-te, viață care ne-ai adus pe noi într-o bucuria Domnului. Bucur-te, cortul cel umbrit de heruvim. Bucur-te, Sfânta Sfintelor, cea grăită de serafim. Bucur-te, ceea ce ești plină de har, care într-o adormirea ta nu ne lași pe noi. Apostolii purtători ai cuvântului lui Dumnezeu în lume, după durerea Maicii Domnului la cele de sus, fiind așezați la obișnuita masă comună și luând o parte de pâine, înălțând-o în numele Domnului, deodată au văzut de sus pe împărăteasa născătoare de Dumnezeu, împreună cu îngerii purtători de lumină și auzind-o, dându-le lor pace de la Fiul ei și Dumnezeu, au cântat Aliluia. Strălucita nouă de voie, Hristos, soarele dreptății, din preacuratele tale coapse și prin buna înțelepciune a predicii apostolilor, lumea s-a luminat, iar pe tine, Maica lui, din neam în neam te-a preamărit. Pentru aceasta și noi te fericim cântând ție. Bucur-te, pururea fecioară, de toate neamurile ești în veci mărită. Bucur-te prea bună și prea îndurată asupra oamenilor mare ajutătoare. Bucur-te că ai împlinit făgăduința cetei ucenicilor. Bucur-te că prin mijlocirea ta dai pace lumii de la Fiul tău și Dumnezeu. Bucur-te, privire prea dorită și dulce a sfinților. Bucur-te, bucuria cea întru tot veselitoare și prea cuvioaselor maici și a sfintelor fecioare. Bucur-te că treci peste corturile dreptilor din rai. Bucur-te că îndreptezi pe toți spre dumnezeiasca slavă cerească. Bucur-te plinirea doririi tuturor lucrurilor celor bune. Bucur-te începutul mântuirii omenești. Bucur-te împărăteasa celor ce împărățesc după Dumnezeu pe pământ. Bucur-te, Doamna și Stăpâna celor ce domnesc după Domnul și Stăpâna Cerului, Stăpânul Cerului. Bucur-te, ceea ce ești plină de har, care într-o adormirea ta nu ne lași pe noi. Haideți să ne rugăm Măicuței Domnului și să-i cerem iertare și să-i cerem tot ce vrem. Este postul adormirii Maicii Domnului. Credeți că Maica Domnului nu o să ne ajute pentru că suntem aici? Haideți să-i cerem. Când greșim împotriva femeilor, greșim împotriva Maicii Domnului. Orice femeie supărăm, supărăm o părticică din Maică. Haide să ne cerem iertare. Cu siguranță ne-am supărat sau ne-am certat cu vreo femeie. Haide să cerem iertare Maicii. Thank you.
Vorbiți cu Maica. Este lângă noi. Cei care citim acatistul, Maica Domnului este aici lângă noi în casă. Dureri, supărări, neînțelegeri, lăsați-le la picioarele Maicii. Saci negri, pietre, cum vi le închipuiți, lăsați-le Maicii la picioare. Fricile voastre, disperare, griji, rugați-o pe Maică să vă ajute, să ia toată durerea și să o transforme în lumină. Poate aveți o situație complicată, puneți-o la picioarele Maicii Domnului și spuneți-i: Maică, te rog frumos, ajută-mă, la picioarele tale o las, facă-se voia ta, Maică. Poate nu te înțelegi bine cu copilul. Închipuie situația ta ca o bilă neagră. Situația asta. Pune-o la picioarele Maicii și roagă-o să te ajute să fie pace și armonie între tine și copilul tău. Poate nu te regăsești în lumea asta. Roagă-o pe Maică să te ia în brațe și să te ajute să înțelegi rostul acestei lumi și să-l accepți. Ok, haideți să-i mulțumim Maicii. Și dacă ați plâns, foarte bine, că v-ați eliberat. Maica transformă lacrimile voastre în flori, care vă împodobesc inima. Haideți să începem. Pentru toți cei ce vor să intre cu credință în Sfânta ta Biserică Născătoare de Dumnezeu, pururea îi miluiești, iar pe cei ce te măresc, de toate asupririle și supărările îi izbăvești. Pentru aceea și binecredinciosul nostru popor, care pururea te fericește, învinge învingerea asupra potrivnicului, îi dăruiește și toate cele de mântuire ne dă nouă, care ne rugăm ție cântând Aliluia. Arătată-ta făptură nouă, arătându-se nouă, Domnul, făcătorul tuturor, prin tine, născătoare de Dumnezeu, iar tu, având purtare de grijă pentru noi, care cu cinste sărbăm adormirea ta, primește să cântăm ție unele ca acestea. Bucură-te, Maica lui Dumnezeu, cea aleasă dintre pământeni, bucură-te ceea ce ești mai presus de cele pământești și de cele cerești, bucură-te că te-ai suit mai sus de heruvim și de serafim, bucură-te că ai adunat prin nori ceata apostolilor la mormântarea ta. Bucură-te căci cu puterea lui Dumnezeu, dovedire învederată după mormântarea ta, înaintea lui Toma te-ai arătat în văzduh când venea pe nori. Bucură-te că prin aceasta ai adeverit mutarea ta cu trupul la cer. Bucură-te că ai dat lui Toma omoforul tău ca o podoabă de credințarea mutării tale. Bucură-te ceea ce ești împodobită cu frumusețea tuturor virtuților. Bucură-te ceea ce ai primit în pântecele tău pe Fiul lui Dumnezeu spre mântuirea oamenilor.
Bucur-te ceea ce ai înflorit ca un finic cu trupul. Bucur-te că te-ai înălțat ca un cedru în slava cea cerească. Bucur-te pomul vieții cel sădit în mijlocul raiului celui de sus. Bucur-te corabia cea înțelegătoare, ceea ce te-ai înălțat din potocul morții de la cele de sus. Bucur-te ceea ce ești plină de har care într-o adormirea ta nu ne lași pe noi. Ca un soare întru cele de sus, știindu-te stăpână aleasă, suită de fiul tău la frumusețile cele mai presus de fire și la bunătățile cele nespuse din ceruri, fiind ținută cu plăcere de mâinile lui și cu bucurie stând în dreapta lui cea începătoare de viață, pururea cântăm lui Aleluia. Cu totul fiind ridicată la cele cerești, iar pe cele pământești, nelăsându-le Maica lui Dumnezeu, de mâinile fiului tău ai fost purtată întru cele nepătrunse, la Ierusalemul cel de sus, în cetatea cea frumoasă și cu tot luminată, ai intrat de heruvim și de toate puterile cerești fiind înconjurată și cântându-ți unele ca acestea. Bucur-te al cărui sfânt suflet se sălășuiește în Sionul cel de sus și prealuminat. Bucur-te al cărui trup nestricăcios se preamărește împreună cu sufletul. Bucur-te ceea ce a intrat în cetatea cea împărătească al Totțiitorului. Bucur-te ceea ce te-ai înălțat în raiul cel frumos sădit sus în ceruri. Bucur-te ceea ce te-ai mutat în cetatea împodobită cu pietre strălucitoare. Bucur-te ceea ce ești dus în cetatea cea înconjurată de oștile cele prea înalte. Bucur-te ceea ce ești luată mai presus de cerurile de ceruri de fiul tău, cu bună cuviință dumnezeiască. Bucur-te ceea ce ești mai cinstită decât toate mințile cele materinalnice ale îngerilor. Bucur-te ceea ce duci rugăciunea celor credincioși la Fiul tău și Dumnezeu. Bucur-te ceea ce te rogi neîncetat pentru noi la tronul Fiului tău și Dumnezeu. Bucur-te solitoarea către Dumnezeu pentru mântuirea lumii. Bucur-te apărătoarea neamului creștinesc dăruită de Dumnezeu. Bucur-te ceea ce ești plin de har care într-o adormirea ta nu ne lași pe noi. Toată firea îngerească te înalță pe tine, născătoare de Dumnezeu, iar neamurile omenești te măresc. Ca pe Maica lui Dumnezeu sărbează prea cinstit adormirea ta împărăteasă, căci pământenii prin tine se împreună cu cele cerești, iar noi într-un glas cântăm lui Dumnezeu Aleluia. Cuvinte înaripate ale profeților, cele de Dumnezeu însuflate, acum le vedem împlinite întru tine, născătoare de Dumnezeu, căci cu adevărat ai născut nouă pe Dumnezeu cu trup, pentru aceea crezând taina cuvântului lui Dumnezeu cântăm ție unele ca acestea. Bucur-te începutul cel de plin al legii și profeților, bucur-te steaua lui Iacob, cea prevestită a lui Valaam. Bucur-te patul marelui împărat cel vestit de Solomon, bucur-te lângă lâna cea înrourată de Iisus și prea închipuită de Gedeon. Bucur-te robul cel nears, mai înainte văzut de primitorul legii Moise, bucur-te munte sfânt privit de domn de bărbatul doririlor. Bucur-te scară cerească văzută de Iacob. Bucur-te ușă pecetluită și neumblată mai înainte văzută de Ezechiel. Bucur-te soarele locuirii lui Hristos cel mai înainte arătat psalmistului David. Bucur-te taina ce s-a prezis de profeții multe chipuri. Bucur-te că în tine s-a închipuit cuvintele prezise a tuturor profeților. Bucur-te că ai primit toată economia cea de sus spre mântuirea lumii. Bucur-te ceea ce ești plină de har care într-o adormirea ta nu ne lași pe noi. Vrând să mântuiască lumea, Domnul tuturor din neamul pământenilor te-a ales pe tine, Maică, pentru sine, făcându-se om pentru noi. S-a suit la cer, de unde se pogorăște, și cu sine te-a ridicat și pe tine spre a petrece în slava cea veșnică a împărăției, împreună cu dânsul fără de sfârșit. Pentru aceea, ca un Dumnezeu, auzi de la noi toți, Aleluia! Zid ești credincioșilor, născătoare de Dumnezeu Fecioară și apărătoarea tuturor celor ce aleargă la tine prea curată, căci tu te-ai sui la ceruri ca să fii solitoarea cea mai de aproape pentru noi toți care cântă ție. Bucur-te cetatea marului împărat așezată deasupra munților cerești. Bucur-te zid și acoperământ care ce nu te ascunzi de la noastră stăruință. Bucur-te că ajungi pe cei credincioși să biruie uneltirile dușmanilor. Bucur-te că ai înfrânt mulțimea agarenilor. Bucur-te păzitoarea cea neclintită a ortodoxilor. Bucur-te împrăștierea ereticilor. Bucur-te că ne ești pace și bucurie. Bucur-te că ai călcat iadul cel atot pierzător. Bucur-te cu luna cea aleasă a celor ce cu mintea întreagă luptă împotriva pornirii trupului. Bucur-te preamărirea cea mai de mult prețuită a nevoirilor mucenici. Bucur-te solitoarea odihne cele fericite a oștenitorilor cuvioși. Bucur-te dătătoarea bucuriei cele veșnice a monarhiilor celor bine, ce bine au viețuit. Bucur-te ceea ce ești plină de har
care într-o adormire ta nu ne lași pe noi. Toată cântarea cetelor îngerești laudă adormirea ta cea prea cinstită, ceea ce ești cu totul lăudată, stăpână împărăteasă de Dumnezeu născătoare, iar noi din inima aducem ție, care ești Maica tuturor, smerita noastră rugăciune împreună cu oștile cerești, cântând lui Dumnezeu, Cel ce după vrednicie te-a preamărit pe tine, aleluia! Făclie primitoare de lumină cea adevărată te-a arătat nouă celor de pe pământ, căci tu luminezi sufletele și le îndreptezi spre conștiința de Dumnezeu, a celor ce serbează mutarea ta, cea cu totul cinstită, pentru aceea cântăm ție unele ca acestea. Bucur-te, făclia cea nestricată a focului celui nematerialnic. Bucur-te, aurora cea nestricătoare a luminii cele neînserate. Bucur-te, luna strălucitoare din soarele dreptății. Bucur-te, lumină ce luminezi în întuneric. Bucur-te, făclie pusă în sfeșnic cu cel prea înalt. Bucur-te, izvorul vieții cel răsărit din mormânt la lumină. Bucur-te, Maica luminii care scălăuzești sufletele celor evlavioși. Bucur-te, Maica Dumnezeului tuturor, care mângâi sufletele celor întristați. Bucur-te, ceea ce doresc sfârșit bun celor ce nădăjduiesc spre tine. Bucur-te, ceea ce de la judecata fiului tău gătești cu credincioșilor tăi moștenirea cea după dreapta lui. Bucur-te, prea fericită, că prin tine vom fi și noi fericiți, avându-te pe tine ajutătoare și sprijinitoare în rugăciuni. Bucur-te, prea binecuvântată din neam în neam, că Domnul este cu tine și prin tine cu noi. Bucur-te, ceea ce ești plină de har, care într-o adormirea ta nu ne lași pe noi. Văzând mulțimile îngerești, harul măririi, în slăvitul tron ceresc, darul Maicii lui Dumnezeu celui cinstite, cu șederea de-a dreapta Fiului ei și Dumnezeu, i s-au închinat ei scaunele și puterile, au înconjurat-o începătoriile și căpeteniile, i s-au plecat înfricoșați heruvimii, serafimii și domniile, împreună cu arhanghelii și îngerii, care smeriți o preamăreau cântând aliluia. Cântând întru tot cinstita ta adormire, lăudăm toți înălțarea ta la ceruri împărăteasă și Maica lui Dumnezeu, iar tu sfințește, mărește și miluiește pe toți cei ce cu dragoste te laud așa. Bucur de ceea ce ai curățit pământul cu pașii preacuratelor tale picioare, bucur de ceea ce ai sfințit văzduhul cu suirea ta la cer, bucur de ceea ce te-ai suit la înălțime cerească, bucur de ceea ce primești toată frumusețea cea negrăită, bucur de că șezi într-o slava Fiului tău și Dumnezeu, bucur-te că te bucuri în veci cu Fiul tău și Dumnezeu. Bucur-te frumusețea din dreapta Domnului, care înfrumusețezi pe toți cei ce în ceruri te fericesc pe tine. Bucur-te bucuria tuturor pământenilor care nădăjduiesc spre tine. Bucur-te ceea ce ești îmbrăcată în soare, care strălucești cu harul și cămărirea toată lumea. Bucur-te ceea ce te-ai făgăduit a păzi și a mântui pe toți cei ce te cheamă din toată inima. Bucur-te, Maica lui Dumnezeu, ceea ce ești mai cinstită și de Dumnezeu născătoare numită. Bucur-te, cea care de la răsărit și până la apus ești preamărită de toți credincioșii ortodoxi. Bucur-te, ceea ce ești plină de har, care într-o adormirea ta nu ne lași pe noi. O Maică prea lăudată a Împăratului Celui și a Pământului a lui Hristos, Dumnezeu Celui Nemuritor, care viețuiește și după moarte primește de la noi, cinstită adormirea ta, această rugăciune de acum și în viața aceasta, și la vremea morții noastre scapă-ne de toată nenorocirea și chinul și împărăției cele cerești ne învrednicește împărăteasă pe noi, cei care îți cântăm lui Dumnezeu, aleluia! O Maică prea lăudată a Împăratului Cerului și a Pământului a lui Hristos Dumnezeu Celui Nemuritor, care viețuiește și după moarte, primește de la noi la cinstită adormirea ta această rugăciune de acum și viața aceasta și la vremea morții noastre, scapă-ne de toată nenorocirea și chinul și împărăției cele cerești ne învrednicește, împărăteasă pe noi cei care îți cântăm lui Dumnezeu, aleluia! O Maică prea lăudată a Împăratului Cerului și a Pământului, a lui Hristos Dumnezeu Celui Nemuritor, care viețuiește și după moarte, primește de la noi la cinstită adormirea ta această rugăciune de acum și în viața aceasta și la vremea morții noastre, scapă-ne de toată nenorocirea și chinul și împărăției cerești ne învrednicește împărăteasă pe noi care cântăm lui Dumnezeu, aleluia! Îngerul înainte stătător din cer a fost trimis să zică, să spună născătoarei de Dumnezeu mutarea ei la cer, fără de grijă și mai înainte să vestească venirea la ea a Fiului lui Dumnezeu și luminat strălucind înaintea ei stând a zis așa: Bucur-te, preveselă Maica Împăratului, bucur-te, Maica lui Dumnezeu împărăteasa cerului și a pământului, bucur-te, preamărită, că vine cu slavă la tine Fiul lui Dumnezeu să te ia la cer, bucur-te, ceea ce ești preamărită prin vestirea ducerii tale către Fiul tău și Dumnezeu,
bucură-te cea aleasă de Dumnezeu din toate neamurile, bucură-te sfântă încăperea cuvântului lui Dumnezeu, bucură-te plinirea vestirii profeților, bucură-te prea cinstită cununa apostolilor, bucură-te podoaba și stăpânirea ocârmâitorilor, bucură-te înfrumusețarea arhierilor și podoaba preoților, bucură-te povățuitoarea monarhiilor cele înțelepte de Dumnezeu către împărăția cea de sus, bucură-te ceea ce deschizi ușile raiului neamului creștinesc, celor ce pururea te fericesc pe tine, bucură-te ceea ce ești plină de har, care într-o adormirea ta nu ne lași pe noi. Cele alese din toate neamurile Maicii lui Dumnezeu împărătese, cele ce te sui de la pământ la cer, cântare cu cucernicire pentru prea cinstită ta adormire, aducem ție născătoare de Dumnezeu, iar tu ca ceea ce ai biruință peste moarte, de toate întâmplările aducătoare de moarte, ne păzește pe noi ca să scătăm ție. Bucură-te ceea ce ești plină de har, care într-o adormirea ta nu ne lași pe noi. Rugăciune către prea sfânta născătoare de Dumnezeu, prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, depărtează de la noi, robii tăi, copiii tăi, trândăvirea, uitarea, nerecunoștința, lenevirea și toate gândurile cele rele și viclene, urâte și defăimătoare. Alungă-le de la inimile noastre, de la sufletele noastre și de la mintea noastră întunecată. Stinge văpaia patimilor noastre și ne ajută că suntem copiii tăi. Ferește-ne de aducerile aminte, de deprinderile cele viclene și de toate faptele cele rele din noapte și din zi și ne izbăvește de ele. Că binecuvântat și preamărit este numele Tău cel Sfânt în cer și pe pământ, în vecii vecilor. Amin. Vă mulțumesc cu recunoștință. Dumnezeu să vă răsplătească și mai ales Maica Domnului să vă ia sub acoperământul ei. Post binecuvântat, plin de înțelepciune, plin de învățături vă doresc. Și o să spun ceea ce îmi spunea Lucian când nu mai puteam. Hai că poți! Dacă eu am putut și tu poți. Hai că poți! Vă binecuvântez și Doamne ajută să aveți o săptămână ușoară plină de bucurii și de înțelepciune. Doamne ajută! Vă mulțumesc frumos pentru cuvintele frumoase. Vă mulțumesc cu recunoștință pentru toate cuvintele frumoase. Neiubire de sine, că nu prea primesc, mă simt așa. Asta este faptul că am capacitatea de a primi iubire foarte mică. Și voi când îmi spuneți așa cuvinte frumoase, le primesc, dar parcă mă simt că nu le merit. Aici trebuie, mai am și eu ceva de lucru pe la mine și încă cât. Nu contează, mergem mai departe. Vă mulțumesc cu recunoștință. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă răsplătească. Noapte bună!